Inovația în agricultură presupune multă cercetare și apoi transferul datelor științifice și al informațiilor către fermieri. Compania Syngenta a realizat în toți acești ani de când există pe piața agricolă românească un parteneriat foarte solid cu fermierii români. Pentru că, așa cum spuneam, această resursă, inovația, trebuie să existe în exploatațiile agricole. Așadar, dragii mei, revenim cu sfaturi de la specialiștii Syngenta. Provocare pare să fie și cuvântul anului 2022. Schimbări climatice, secetă pedologică, dăunători, pandemie, cum se pot adapta fermierii vremii și vremurilor, cum pot proteja mai bine culturile, cum pot vindeca plantele afectate de boli și dăunători. Ei bine, răspunsuri la toate aceste întrebări, precum și soluții venite din cercetare și experiență, se pot afla doar printr-un dialog. De aceea, vă propunem o nouă serie de emisiuni în care vom dialoga cu fermierii și cu specialiștii Syngenta, în dialog cu specialiștii. Fiți alături de noi! Domnul Marius, la invitația dumneavoastră am venit în ferma Silcomar și ne aflăm într-o cultură de porumb care arată fenomenal la momentul acesta. Înainte de a intra în detaliile tehnice legate de colaborarea dumneavoastră cu Syngenta, vreau să ne faceți o scurtă prezentare a fermei pe care o dețineți. Bună ziua, ne aflăm în ferma Silcomar 2000 SRR din localitatea Iazu, județul Ialomița, unde lucrăm 1600 de hectare, în care 1000 sunt irigate. De 20 de ani ne chinuim cu sistemul de irigat în fermă. Anul trecut am reușit să implementăm un proiect nou și tot sistemul este automatizat acum. Chiar spuneați într-o discuție anterioară că este foarte important pentru dumneavoastră și pentru eficientizarea muncii să aveți tehnologii noi. Presupun că în baza acestui principiu ați încheiat și colaborarea cu compania Syngenta. Da, am încheiat această colaborare cu firma Syngenta de acum 20 de ani. Cum a fost tot acest răstimp de parteneriat cu ei? Foarte bun, de-aia și continuăm cu ei această colaborare. Pentru compania Syngenta pe care o reprezentați, este foarte important să păstreze o relație strânsă cu fermierii. Cum reușiți dumneavoastră să vă adaptați nevoilor pe care aceștia le au? Încercăm în permanență să fim aproape de fermieri, să venim cu sfaturi utile, să identificăm din timp problemele care se pot întâmpla în câmp. În principiu, partea de aprovizionare a fermei se întâmplă în partea de repaus vegetativ, să-i spunem așa. Decizia achiziției produselor se face antemergător, să-i spunem, tratamentelor și înființării anumitor culturi. Fermierii în acele momente își iau informațiile de la firmele de profil. Suntem în dialog direct cu fermierii, nu numai noi, și celelalte cu companii producătoare. Dar colaborarea noi o considerăm foarte importantă pe parte de câmp. Încercăm să fim cât mai aproape de fermieri în câmp, acolo unde este nevoie de noi și de cunoștințele noastre și totodată cunoștințele fermierilor combinate cu cunoștințele noastre, pentru că nu putem spune tot timpul că le știm pe toate, conduc la rezultate bune. În cazul în care există această deschidere din partea fermierilor către un dialog, către a afla și către a înțelege exact ce se întâmplă în câmp, pentru că fațetele câmpului sunt multe, problemele pot fi conexe, și nu doar atribuite unui anumit produs sau unei anumite cauze, identificarea lor fiind foarte importantă. Aici, în ferma Silcomar, am fost primit cu căldură, să-i spunem așa, colegul nostru Cristi Zob, reprezentantul de vânzări de aici din zonă, vine constant în fermă, discută cu fermierii, le dorim să înțelegem care sunt problemele pentru a putea adresa soluțiile, să le spunem așa. Și spuneam că suntem în această cultură de porumb, care arată foarte bine în momentul de față. Discuția pe care am inițiat-o se va concentra oarecum pe un produs pe care dumneavoastră îl recomandați. Este vorba despre produsul Elumis. Da, produsul Elumis, un erbicid în cultura porumbului, un erbicid care are la bază două substanțe active, nicosulfuron și mezotrione. Sunt substanțe active care rezolvă problema atât a gramineelor perene, anuale, cât și a dicotilelor pelene și anuale.
îl considerăm un produs de top, deoarece prin prisma dozei flexibile de combatere a buruienilor, în funcție de gradul de îmburienare și de prezența lor în câmp, cât și prin prisma intervalului larg de aplicare, adică ne permite să intrăm în câmp atunci când chiar este nevoie pentru a combate buruienile, adresăm foarte bine partea de, să-i spunem noi, schimbări climatice, condițiile încep să difere de la un an la altul, nu mai seamănă un sezon cu celălalt. Spre exemplu, anul trecut am avut perioade de ploi intense, în care fermierii nu au mai putut interveni în momentele clasice, cu erbicide clasice, să zicem așa, și au avut nevoie să combată buruienile într-o fază mult mai tardivă. Produsul Elumis vine și se pliază perfect, pentru că poate fi aplicat până la 8 frunze, cu o selectivitate totală față de planta de cultură și cu un efect încet, dar sigur asupra buruienilor. După cum bine veți putea observa și în acest câmp, unde această cultură de porumb putem spune că e una fericită, are o parte de investiții pe măsură și de iubire din partea fermierilor, putem observa că Elumis se pliază perfect pe tehnologie performantă și înaltă a domnului Marius Mihai. Domnul Marius, dumneavoastră, de câte vreme folosiți acest produs? Folosesc Elumis de 3 ani de zile. În cultura de aici, când l-ați aplicat ultima oară? 16-5 l-am aplicat. Sunteți mulțumit de rezultatele pe care le-ați obținut în cei 3 ani de utilizare a produsului? Foarte mulțumit. De-aia și continui cu acest erbicid. Nu se văd aproape deloc, nu se văd buruieni, adică vezi rândurile foarte clar dintr-o parte într-alta. Este extraordinar, nu, pentru un fermier să-și vadă cultura atât de curată. Da, e ca pe autostradă. Domnul Spătaru, vă rog frumos să-mi spuneți dacă există compatibilitate între acest produs și alte produse, care este dozajul în funcție de gradul de îmburuienare, ce recomandări faceți dumneavoastră fermierilor care folosesc sau care intenționează să folosească acest produs? Când vine vorba de compatibilitățile dintre alte produse, compania Syngenta este o companie care nu recomandă în amestec erbicidele, deoarece, spre exemplu, formularea lui Elumis este una OD, o dispersie în ulei. Miscibilitatea dispersiilor în ulei cu alte produse fitosanitare sau cu îngrășăminte, să-i spunem, chimice sau biologice, pot conduce la anumite dereglări metabolice în planta de porumb. Recomandăm aplicarea erbicidului singulară, deoarece cu erbicidul ne adresăm buruienii și nu plantei de cultură. Cu celelalte produse, de obicei fungicide, îngrășăminte, biostimulatori, ne adresăm plantei de cultură. Pentru a avea, să-i spunem, efecte conexe și benefice, avem nevoie ca planta de cultură să elimine stresul cauzat de erbicid cât mai repede. Tocmai de aceasta spunem că produsul este selectiv și nu observăm fitotoxicitate sau alte probleme cauzate de aplicarea produsului. Sunt produse care amestecate, diferite formulări, formularea de OD, dispersia în ulei cu formulările concentrate, pot conduce, în funcție de condițiile pedoclimatice și în principal de amplitudine de temperatură de la zi la noapte, venim și facem erbicidarea în primăvară. În primăvară, în ultimii ani, am început să observăm o alternanță foarte mare a temperaturilor de la zi la noapte, cu amplitudini de chiar și 20 de grade în anumite momente. Plantele necesită, să-i spunem, adaptabilitate și orice stres în plus cauzează. Da. Elumis vine și, să-i spunem, rezolvă problema buruienilor, lăsând cultura de porumb liberă de stres și cu o dezvoltare fantastică. Chiar dacă nu putem număra aici, se vede, porumbul este până la aproape la piept, dar el se află într-o fază de 8-9 frunze. Domnul Cristi, dumneavoastră în calitate de reprezentant zonal, cum veniți în sprijinul fermierilor? Înainte de toate, înainte de relația comercială pe care o am cu fermierul, consider că cel mai important este ca noi să fim lângă ei, indiferent de problema pe care o au. Pentru că vânzarea se realizează undeva în perioada de iarnă, când este o perioadă de repaus în câmp și fermierul are timp să gândească și să-și pregătească tehnologia. Apoi, în urma realizării vânzării, sunt lângă fermierii care achiziționează produsele și care au nevoie de sprijinul nostru. Ori de câte ori un fermier ne sună și ne invită în câmp, suntem lângă el, încercăm să dăm cele mai bune sfaturi pentru o cultură de succes, după cum se poate vedea aici.
Domnul Marius, mizați pe sfaturile pe care vi le dau specialiștii de la Syngenta. De câte ori apelați la serviciile lor, ca să spunem așa? Păi apelăm foarte des la serviciile lor. Cu domnul Cristi Zob ne vedem de 2 ori pe săptămână. Mergem împreună să păcăm și vedem toate problemele. Identificați problemele și soluții. Domnul Cristi, ne aflăm în fața acestor schimbări climatice cu efecte care se resimt mai accentuat în agricultură. Din nefericire, buruienile au această capacitate de a se adapta mult mai rapid decât plantele de cultură. Ca atare, cum face față produsul dumneavoastră acestor provocări? Fix ceea ce a spus dumneavoastră este adevărat. În schimb, în același timp și produsul nostru, Elumis, are parte de aceeași adaptabilitate. Pentru că spectrul lui de aplicare, pentru că poate fi aplicat de la 2 până la 8 frunze, îi oferă oportunitatea de, ne oferă nouă oportunitatea de a-l recomanda fix în momentele cheie. Cunoaștem faptul că după 8-9 frunze, chiar dacă intervii cu un erbicid, buruienile nu mai sunt, să-i spunem așa, vizibile, nu mai sunt țintă pentru erbicid. Da? În cazul în care avem cazuri excepționale la 8 frunze, în care buruienile, dicotile donate, ies deasupra culturii, putem interveni chiar și în această fază, dar va trebui să accesăm și să folosim doza mai mare, deoarece și buruienile sunt mult mai dezvoltate. În funcție de stadiul buruienilor, putem spune că același tip de buruiană poate fi combătut și în fază incipientă, când buruian se află în faza de rozetă, cu o doză mai mică pentru anumite buruieni, dacă ne gândim la Chenopodiaceae, familia acestor buruieni poate fi combătută foarte bine cu 1,2 litri pe hectar. Ne referim la cornuți, ne referim la costrei, doza trebuie să crească, trebuie să fim undeva într-o zonă optimă de 1,7. Cu cât buruienile sunt mai mari, trebuie interveni cu doza maximă de 2 litri pe hectar. Chiar și la doza de 2 litri pe hectar avem cantitățile optime de substanță activă, 60 de grame de nicosulfuron cu 150 de grame de mezotrione, pentru a putea combate buruienile. Încă un lucru care trebuie știut, orice apă de irigație sau orice ploaie căzută ulterior după aplicarea produsului ne ajută în combaterea buruienilor cu frunză lată, deoarece mezotrione, substanța activă, are și un efect la nivelul solului. Se reactivează în prezența umidității și combate partea de buruieni în curs de răsărire, după cum bine vom putea observa și aici. Pe de altă parte, se iscă în ultima vreme tot felul de furtuni sporadice. Ne trezim dintr-o dată că începe să plouă, că bate vântul, că este foarte urât afară. Dacă am aplicat dimineața produsul și după amiază plouă, acesta mai are aceeași eficiență? Trebuie menționat că dacă îl aplicăm dimineața, trebuie să așteptăm să nu avem apă pe frunză. Tensiunea superficială a frunzei influențează foarte mult preluarea produsului. În cazul în care avem o frunză rece, o frunză udă, produsul nu va fi preluat, ci va fi condus către vârful de creștere, putând apărea ulterior probleme. Dacă aplicarea produsului se face în condiții optime, de viteză de înaintare, viteza vântului, produsul este asimilat undeva în jur de 2-4 ore, deoarece este un formulare OD și eficiența produsului nu scade. Putem spune că chiar este ajutat în cazul în care plouă.